Stimate domnul director general al Clăpirii de Stat Poștă Moldovei, Vitalie Zaharia, stimate doamne, stimați domn, stimați colegi, dragi oaspeți, mă bucurăm să ne întâlnim cu mulți din cei prezenți în sală, din nou în incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Astăzi este un eveniment foarte important în istoria Republicii Moldova, și este acest eveniment consacrat celor 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova și 30 de ani de la emiterea primilor mărci poștale ale Republicii Moldova. Ne bucurăm că întreprinderea de stat Poșta Moldovei a lansat această idee în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Aceasta nu este prima noastră colaborare și sper că în viitorul atât apropiat cât și cel îndepărtat vom continua o astfel de colaborare. La evenimentul de astăzi vor participa oficialități, persoane remarcabile din Republica Moldova, cum ar fi Petru Lucinski, ex-președintele Republicii Moldova, deputați ai primului Parlament în Republica Moldova, semnatari al Declarației Independenței, domnul Pintilie Pirvan, Alexandru Arsenie. Sperăm că ei se vor apropia și vor completa rândurile noastre la evenimentul care se va desfășura în continuare. În principiu, evenimentul are două compartimente principale. Deci, compartimentul de lansare și semnarea referitor acte, referitor la emiterea mărcilor poștale dedicate acestui eveniment important și o expoziție mică de filatelie care va fi prezentată de către colegii noștri de la Muzeul Național de Istorie. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, doresc să transmit microfonul și să vă rog pe domnul director general Vitalie Zaharia să continue mai departe prezentarea programului acestui eveniment. Bună ziua! Mulțumesc frumos, domnule director, stimați oaspeți, stimați prieteni, stimați parteneri, domnule președinte al Uniunii Filateliștilor din Republica Moldova, vă felicit solemn cu sărbătoarea de astăzi, 30 de ani de la proclamarea independenței, eveniment foarte important pentru țara noastră. Este un prilej bun de a reconfirma încă o dată dorința noastră de a fi un stat liber și democratic, iar societatea să se consolideze în jurul acestui deziderat, dar și un prilej de exprimare a recunoștinței și aprecierii semnătarilor Declarației de Independență. Prin acea poziție civică fermă a fost înscrisă o pagină importantă în istoria contemporană a Republicii Moldova. Permiteți-mi să vă salut și să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației de a participa la acest eveniment de punere în circulație a unei mărci poștale dedicate, consacrate a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova și a mărcii poștale cu ocazia 30 de ani de la emiterea primelor mărci poștale în Republica Moldova. Trebuie să menționez că marca poștală, de rând cu stema, drapelul, imnul, moneda națională, este un atribut al statului. Este o carte de vizită a țării noastre. Este un mesager care transmite cele mai importante evenimente din istoria țării emitente, dar și contribuie la promovarea țării noastre, contribuie la promovarea patrimoniului cultural. Pe parcursul anilor, Poșta Moldovei a emis mai multe mărci poștale consacrate celor mai importante evenimente, cum ar fi aniversările de la Declararea Independenței, Republica Moldova, membră ONU, 10 ani de la revenirea la grafia latină și altele. De asemenea, au fost emise și mărci poștale dedicate personalităților din țara noastră, precum Ștefan cel Mare, Mihai Eminescu, Maria Bieșu, Grigore Vieru, Ion și Doina, Aldea Teodorovici. De asemenea, au fost emise și mărci poștale consacrate unor personalități, deputați semnatari ai Declarației de Independență,
aceștia fiind Alexandru Moșanu, Ion Ungureanu, Nicolae Costin, Lidia Istrate, Mihail Volontir și Ion Vatamanu. 10 ani în urmă, la comemorarea a 20 de ani de la independență, pe marca poștală emisă la acea dată a fost imprimat și textul integral al declarației de independență. Astfel, prin intermediul acelei mărci poștale, a fost posibil să facă cunoștință cu declarația noastră foarte multe popoare, să ajungă în toate colțurile lumii. Pe parcursul acestor 30 de ani de independență și Poșta Moldovei, ca unic operator poștal național, a fost mereu alături. Mereu alături de cetățeni, prestându-le servicii de calitate. Conform raportului recent al Uniunii Poștale Universale, din 198 de țări, Republica Moldova ocupă locul 17 după indicele de calitate a serviciilor poștale internațional prestate. Fapt care ne determină în continuare să depunem și mai mult efort pentru a rămâne o întreprindere de succes și un partener de încredere pentru toți cetățenii țării noastre. Cum spuneam anterior, astăzi aniversăm și 30 de ani de la emiterea primelor mărci poștale ale Republicii Moldova. Astfel, la data de 23 iunie 1991, a fost pusă în circulație prima serie de mărci poștale ale Republicii Moldova. Din acea zi comemorabilă până astăzi, 27 august 2021, au fost emise 1195 de cărți de mărci poștale. Toate aceste mărci alcătuiesc un letopiseț al imaginii, da? Și în imagini a țării noastre. Astfel, Poșta Moldovei, împreună cu partenerii săi, pun astăzi în circulație seriile de mărci poștale consacrate aniversării ai 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova și 30 de ani de la primele mărci poștale ale Republicii Moldova. În continuare, până la a da citire ordinului cu privire la emiterea acestor mărci, vreau să ofer cuvântul domnului președinte a Uniunii Filateliștilor din Republica Moldova, domnului Andrei Adam. Bună ziua, stimați prieteni! Expoziția Filatelică Moldova 30, organizată de Uniunea Filateliștilor din Republica Moldova, în parteneriat cu întreprindere de stat Poșta Moldovei, cu prilejul aniversării a 30 de la proclamarea independenței Republica Moldova, prin numeroase piese filatelice, timbre, cărți poștale, ilustrate, maxime, plicuri filatelice, ștampile, aflate în colecție participanților ale membrilor UFRM și reprezintă o scurtă istorie a Republicii Moldova pe parcursul celor 3 decenii. Prin această expoziție este accentuat rolul extrem de important pe care îl are filatelia, colecționarea de timbre pentru formarea unei solide culturi generale, pentru că fiecare timbru este un mic izvor de cunoștință din diferite domenii. Expoziția organizată conform regulamentul UFRM și Federației Internaționale de Filatelie constă în transpunerea pe mai multe panouri exponatele a 16 filateliști și colecționari din țară a pieselor filatelice emise pentru a marca evenimente importante din istoria țării. În final, vreau să vă doresc la toți sănătate, bucurii și noi realizări. Vă mulțumesc! În continuare, am să dau citire ordinului cu privire la punerea în circulație a seriei de mărci poștale 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Astfel, în conformitate cu planul emisiilor de mărci poștale pentru anul 2021, aprobat prin ordinul numărul 160 din 26.08.2020, în baza căruia a fost tipărită seria de mărci poștale 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, se ordonă seria de mărci poștale 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova se pune în circulație la data de 27 august 2021 în oficiul poștal 2020 din Chișinău. Iar acum am să rog colegii mei să recurgem la obliterarea mărcii poștale cu
ștampila pentru prima zi și plic pentru prima zi. Iar acum, dacă îmi permiteți, o să dau citire ordinului cu privire la punerea în circulație a seriei de mărci poștale 30 de ani de la emiterea primelor mărci poștale ale Republicii Moldova, astfel, în conformitate cu planul emisiilor de mărci poștale pentru anul 2021, aprobat prin ordinul 160 din 26.08.2020, în baza căruia a fost tipărită seria de mărci poștale 30 de ani de la emiterea primelor mărci poștale ale Republicii Moldova, se ordonă seria de mărci poștale 30 de ani de la emiterea primelor mărci poștale ale Republicii Moldova se pune în circulație în data de 27 august 2021 în oficiul poștal 2012 din Chișinău. Am să rog colegii să obliterăm deja marca dedicată 30 de ani de la emiterea mărcilor poștale din Republica Moldova. Încă o dată, dragi oaspeți, stimați participanți, a avut loc evenimentul de lansare a mărcii comemorate a 30 de ani de la proclamarea independenței și a mărcii poștale cu comemorative a 30 de ani de la emiterea primelor mărci poștale ale Republicii Moldova. Acum, în semn de recunoștință, am să rog de asemenea colegii, partenerii să punem semnătura pe deci modelul acelor plicuri prima zi și timbrele comemorative emise astăzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc încă o dată, iar acum vom invita toți participanții la acest eveniment să viziteze expoziția în cadrul Muzeului Național, o expoziție care presupune o retrospectivă a tuturor mărcilor emise
de către Poșta Moldovei pe parcursul celor 30 de ani de independență. Vă invităm să vizitați expoziția. Vă mulțumim mult pentru participare la acest eveniment. O dată. Deci astăzi participăm la un eveniment foarte important pentru țara noastră, este Ziua Independenței. Astăzi este și o dată comemorativă, se împlinesc 30 de ani de la Declarația de Independență a Republicii Moldova. Cu siguranță Poșta Moldovei a vrut să scoată în evidență acest lucru, fiind posibil prin realizarea unei mărci poștale consacrate acestui eveniment. Este o marcă poștală dedicată a 30 de ani de independență, de la proclamarea independenței Republicii Moldova. În acest sens, în ziua de astăzi, chiar în ziua de astăzi, va apare în vânzare, spre expunere tuturor doritorilor, să achiziționeze această marcă comemorativă, deci dedicată a 30 de ani de la independență. Cu această ocazie, am să vă arăt. Astfel arată marca comemorativă dedicată 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Cu această ocazie, dacă observați, am emis și un plic special pe care a fost aplicată această marcă specială și tot astăzi a fost emisă și o ștampilă, se numește ștampila Prima Zi, o ștampilă specială dedicată a 30 de ani de la proclamarea independenței, care a fost aplicată pe acest plic, iar întreg acest procedeu, deci emiterea unui timbru special, emiterea unui plic special și emiterea unei ștampile speciale, Prima Zi, aplicarea acestora pe plic, aplicarea ștampilei Prima Zi pe acest plic, pe acest timbru, și reprezintă obliterare. Deci noi astăzi am efectuat un procedeu care se numește obliterarea timbrului și care se face prin acest procedeu, deci alipirea acestuia pe un plic special și ștampilarea acestuia cu o ștampilă specială, ștampila Prima Zi, care se numește. De asemenea, imaginea, dacă observați imaginea, vreau să salut deputații din primul parlament, semnătarii de independență, bine ați venit la noi. Dacă observați, pe acest timbru comemorativ este imaginea Parlamentului Republicii Moldova actual, dar cunoaștem cu toții 30 de ani în urmă, anume aici a fost dislocat, anume aici se afla Parlamentul Republicii Moldova, este și acum sala, prima sală a Parlamentului, este sala unde a fost semnată Declarația de Independență, se află în incinta Parlamentului, în clădirea Parlamentului actual, de ce a fost reprezentativă să înfățișăm exact locația unde a și fost semnată Declarația de Independență, anume în această clădire. Este reprezentativă, vedem aici în imagini și fotografia primului președinte a Republicii Moldova, care a participat la acele evenimente, a luat parte la acele evenimente, și în spate avem alți deputați din primul parlament, semnatari a independenței Republicii Moldova. Exact același lucru vă vorbesc și despre tot, este o coincidență frumoasă ca în acest an să se împlinească și 30 de ani
de la emiterea primilor mărci poștale din Republica Moldova. Am zis să scoatem în evidență și acest lucru și acest moment, iarăși prin emiterea unei mărci speciale, comemorative, prin emiterea unui plic special, comemorativ și o ștampilă prima zi, care de asemenea a fost aplicată și astfel am reușit să facem obliterarea și acestei mărci poștale comemorative cu 30 de ani de la emiterea primelor mărci poștale din țară. Descrieți și cum arată și aceasta? Dacă observați, foarte succint, în imagine, dacă vedeți în imagine, apar chiar primele trei mărci care au apărut în iunie 1991. Deci în această imagine este o copie a primilor mărci reală, o copie reală a primilor mărci apărute în Republica Moldova. Sunt aici imortalizate pe această imagine. Și vreau să vă tirașul stăniu. Tirașul stăniu. N-am să vă zic acum exact pentru fiecare emisiune avem un tiraj aparte, deci timbre separate, plicuri separate. Ele sunt deja în vânzare, deci în baza ordinului Ministerului Economiei. Deci în data de 27, ele sunt deja scoase în vânzare, pot fi și oficiul unde ele pot fi găsite și achiziționate este oficiul central 2012 din Chișinău. Care este prețul? Este simplu, dacă prețurile sunt niște costuri uzuale, deci nu există prețuri speciale puse pentru aceste timbre. Sunt prețurile care se folosesc pentru anumite servicii poștale. Dacă vedeți, noi doar există expedieri poștale de 5,75, deci timbrul cu deci dedicat 30 de ani de la independența Republicii Moldova are costul de 5,75 și timbrul cu 30 de ani de la prima marcă poștală, de asemenea 5,75. Este un tarif standard care se percepe la oficiile poștale pentru a remite anumite scrisori în țară. Mulțumim! Da, cu drag! Am să luăm și deputații din primul moment, dacă da, da. Nu trebuie, nu trebuie. Ok, bine. O fac cu mare drag. Eu am spus, domnul director, că pe mostrele la pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, pașaportul diplomatic de serviciu și a persoanelor fără cetățenie, editat în Deutsche Bank, stă o singură semnătură a subsemnatului. Așa și aici, cu mare drag, mai semnez o dată. Da? În primul rând, bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și cu mare drag apelez, nu am avut binecuvântarea, dar doamna Lida Israte, regretată eroa noastră, el tot timpul folosea această frază, iubit popor, având în vedere poporul reîntregit român. Deci suntem în ziua de 27 august, care acum 30 de ani în urmă, poporul suveran, dornic de libertate, cu demnitate, prin delegații plenipotențiali la Marea Adunare Națională, a legitimat prin vot unanim declarația de independență a Republicii Moldova și imnul Deșteaptă-te Române, votat de către deputații poporului în Parlamentul Legislaturii, într-adevăr, în clădirea care dumneavoastră i-ați găsit, ați plasat-o foarte reușit, deci este eu cunosc colecția și filatelia, o redare atât de semnificativă. Am votat această declarație uninominal cu ridicarea în picioare și aplicarea semnăturii. Așteptările au fost mari pentru că guvernele care au urmat, îndeoseb după 1994, au deraiat, mă iertați de expresiile diplomatice, de la conținutul și de la spiritul declarației de independență, care este cu șrift gras, după ce se încheie preambulul istoric, ci prin ce am trecut noi, poporul nostru, până la unitate, și a spus că suntem liberi să ne hotărâm soarta fără niciun amestec din afară, în spațiul istoric și etnic al devenirii noastre naționale. Aceasta este spiritul declarației,
Ca să scapi de un imperiu, trebuie să treci niște proceduri juridice pe care noi le-am făcut. Dar războiul de ocupație declanșat de Rusia în mod mișelește, tocmai în ziua de 2 martie 1992, când domnul președinte Mircea Snegur dădea știri conform declarației de independență și voinții poporului, ca să fim acceptați în rândul Organizației Națiunilor Unite, Rusia, agresoare, a atacat mișelește unitatea sau comisariatul de poliție din Tighina, astfel declanșat războiul împotriva independenței. Și s-a întrerupt și procesul de urma după aceea, conform normelor dreptului internațional, să adoptăm această declarație, să fim acceptați, am fost acceptați, să adoptăm Constituția, deci ca stat independent, pentru că până atunci era Constituția fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești, ea nu se încadra în declarația de independență, pentru că declarația de independență este fundamentul și în baza declarației se adopte Constituția, iar în baza Constituției se adoptă legile. Și după aceste acte normative, urma ca Parlamentul, pentru că Constituția trebuia să fie adoptată tot de Parlamentul Poporului, adevărata și autentică reprezentanță națională, în a doua lectură, după martie 1993, se supune referendumului Constituției și următorul act să fie legea de reunificare națională și teritorială, pentru că unirea a avut loc în mod legal și legitim la 27 martie 1918, recunoscută prin Convenția de la Paris. Noi avem multe legături cu Parisul, Convenția din 1856. Ce spuneți despre toate evenimentele acestea, cât este de important că au fost imprimate într-o marcă poștală? Ce înseamnă tineretul? Eu așa, mai, dacă sunt profesor, trebuie să mai opriți din vorbe, da. Clar că asta și-am vrut să închei. Această marcă, dacă îmi permiteți, nu pot pierde, tocmai întruchipează nu numai litera declarației de independență, dar în primul rând voința poporului suveran exprimată la Marea Adunare Națională din 27 august 1991. Și într-adevăr, clădirea unde acum este reședința președintelui Republicii Moldova, noi am ieșit cu inițiativă ca ea să fie numită clădirea Independenței, Palatul Independenței. Sperăm că o să aducem argumente de rigoare. Pentru că, stimate doamne, domnișoare și domni, și onorate personalități care dumneavoastră sunteți acel mecanism de legătură dintre societate și cei care întreprind sau exercită puterea și noi cei care am exercitat-o, să transmiteți mesajuri. Deci, poporul este aici întruchipat și clădirea aceasta trebuie să poarte numele independenței, pentru că independența aparține poporului Republicii Moldova în complexitatea sa. Iar noi, cei care suntem în viață, din cei 277 care am votat declarația de independență și 203, imnul deșteaptă române, care nu trebuia să fie modificat, că el este voința poporului, dar mai presus nu este. Și aceasta, eu aș spune, cred eu, și o fac declarație deschise, că vom ieși, o expresie așa mai de noastră moldovească, din numele Asociației Parlamentului Independenței, cu propunerea de a fi distinși cu instituții de stat, autorii acestei mărci și respectiv instituția respectivă. Da, mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim. Și izbând de neamul românesc cu capsul.
discuții și de loc în Parlamentul Europei. Este foarte importantă, este reprezentativă și semnificativă prezența deputaților semnatari a o declarație de independență. Ne bucurăm enorm și vrem să le expunem sincerele noastre și felicitări și mulțumiri pentru dorzenia, curajul pe care au dat dovadă acum 30 de ani. Efectiv, cum a spus și domnul deputat, ei au fost exprimarea voinței poporului. Deci au vociferat, au acționat și au semnat acea declarație de independență în numele întregului popor. Și au asumat o responsabilitate enormă pe care probabil o duc pe umeri până în continuare, deja de 30 de ani, și vreau să le dorim, prin intermediul domnului Arsenie, domnului deputat, semnatar a declarației de independență, să dorim multă sănătate tuturor celorlalți deputații de transmitiți și îi așteptăm cu dragul de fiecare dată la Poșta Moldovei să-i distribuim caritativ. Numai bine, mulțumesc! Stimați colegi, stimați domnule președinte, astăzi a avut loc evenimentul de lansare a două mărci comemorative, reprezentative pentru țara noastră și pentru evenimentul care a avut loc 30 de ani în urmă. Este vorba despre marca dedicată a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova și marca poștală 30 de ani de la emiterea primelor mărci din Republica Moldova. Este o dublă semnificație, este o coincidență, dar este foarte frumoasă. Da. Chiar astăzi, dacă... Chiar astăzi se pune în circulație, este emisă și se pune în circulație această marcă dedicată 30 de ani de la declararea independenței. Da.
Ați văzut-o, văzut-o da, colegii da. Și marca a doua, dedicată a 30 de ani de la da. primele emisii de mărci poștale din Republica Moldova. Am spus că este reprezentativ pentru că aceste mărci vor pleca în toată lumea și vor cunoaște mai mulți despre ce s-a întâmplat sau își vor pune întrebarea ce s-a întâmplat acum 30 de ani în țara noastră, în Republica Moldova. Vor apărea întrebări, vor apărea răspunsuri, iar prin această atitudine și rămâne evenimentul mult apreciat în timp și să-l comemorăm. Da, mulțumesc, mulțumesc. Iată un element numai a semnificației independenței noastre. Timbrele, mărcile. San Paolo, astăzi în culorile drapelului nostru, este iluminată o cea mai înaltă clădire. Niagara, și mai departe. Cea mai frecventă întrebare acum, cine a dat nouă independență? Întrebarea, în principiu, nu-i chiar corectă, fiindcă mulți văd în chestia asta numai niște favoruri care le avea el din vedere materială sau a organizării vieții sale. Independența, toate țările le-au obținut prin muncă, prin luptă, prin conflicte, prin pierderi de viață, prin suferință. La noi suferințele au fost mai puține la obținerea independenței, fiindcă așa a fost procesul istoric dezvoltat în această regiune și în general în lume. Dar suferința rămâne. Și iată, noi 30 de ani suntem încă în căutare, dar ne mișcăm. Și evenimentul de astăzi ne amintește de acești 30 de ani și semnificativ că 30 de ani și-a fost de Moldova. Fiindcă e greu să-ți imaginezi acum fără comunicare. Eu am mai intrat în internet, mi-am adus aminte încă, dar de când s-a pornit poștă? Spune că de la vreo 5.000 de ani în urmă, Mesopotamia, atunci s-au început primele schimbări, noutăți, făcute în niște texte, în lut, în teatră și mai departe. Dar eu m-am gândit pe urmă că s-a început de la Noe. Trimis culubul, culubul e tot un poștar. Da, trimis culubul ca să vadă, a ajuns pământul sau n-a ajuns la pământ. De aceea eu vă felicit cu acest eveniment comun pentru toți. Vă felicit cu ocazia lansării acestor două ultime. Într-adevăr, foarte repede duce. Lumea, mai ales la noi, oameni mulți plecați și cam rar găsește un om în Moldova care n-are pe cineva acum în străinătate. Chiar din cei apropiați ne mai vorbit din cunoscuți. Așa că sunt convins că aceste imagini, în scurt timp, vor traversa oceane, distanță foarte mare și vor aminti sau vor pune o întrebare. Unde este Moldova aceasta? Ce face? Dar noi ce facem? Noi încercăm să organizăm viața mai bună. Acum, în Moldova a avut loc niște evenimente foarte importante. Dar pentru dumneavoastră, ca fiind primul Cum? Deputat, pentru dumneavoastră, ce semnifică această marcă? O secundă, ca să termin. Vedeți cum zice, ei se grăbesc să-și facă treaba lor, dar eu mă gândesc să vorbesc eu. Deci, acum, în timpul acesta, are loc niște schimbări semnificative în Moldova. Se schimbă clasa politică. Au venit cu noi speranțe, cu noi posibilități și unul din cei care prezintă această schimbare este președintele, directorul Poștii Moldovei, acum tot băiat tânăr, om tânăr care a venit să schimbe viața în bine. Dar cu ajutorul, cu participarea întregului popor. Deci noi sperăm în viitorul nostru cu încredere și știm că noi putem să trăim mai bine, dar trebuie să fim mai uniți, mai înțelegători, mai redători, mai muncitori. E tot. Acum întrebări? Da, să ne spuneți ce semnifică pentru dumneavoastră această marcă, dat fiind faptul că ați semnat independența și acum cumva poate vă trezesc anumite emoții sau reamintiri din acea... Păi sigur emoții, fiindcă eu sunt un participant la toate evenimentele care au avut loc. Emoțiile următoare. Eu am trecut nu de mult de la nordul Republicii până la Chișinău și m-am uitat cum arată Republica noastră.
Și vreau să spun că eu am rămas cu speranțe foarte bune. Am trecut centrul regional Briceni, centrul regional Edineț. În Băsne am intrat, dar acești centri frumos aranjate, oameni liniștiți, copiii se joacă, centri pentru distracția copiilor și așa mai departe. Deci noi trebuie să ne învățăm să privim la lucrurile bune care se întâmplă. Sunt oameni care au plecat, dar sunt oameni care au rămas și s-au organizat viața în Moldova. Hai să vorbim și cu ei. Hai să vedem cum au avut loc aceste schimbări care acum văd niște drumuri bune, văd niște case bune și așa mai departe. Asta e. Sentimentul meu ține de faptul că viața se schimbă și sunt toate premizele ca noi să mergem în viitor cu dispoziție mai bună. Succese tuturor și cu voastră! Sărbători frumoase, avem 4 zile.